Doresc să deschideți Scripturile împreună cu mine la Evanghelia după Luca, la capitolul 5 și voi citi primele 11 versete, un text de altfel, cred că cunoscut de noi toți. Nădăjduiesc că Duhul Domnului să ne vorbească din cuvântul acesta și să ne cerceteze sufletele noastre. Amin. Evanghelia după Luca, așadar, capitolul 5, primele 11 versete, unde cuvântul Domnului ne vorbește astfel. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm, apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la picioarele lui Iisus și i-a zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a pucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Petru, și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon, nu te teme. De acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Te rugăm, Doamne, în seara aceasta, după ce am ascultat aceste cântări și ne-am închinat înaintea Ta și sufletele noastre s-au deschis pentru cuvânt, te rugăm să ne vorbești în seara aceasta. Tu ne cunoști de aproape și ne știi, cercetează-ne sufletele noastre. Și te rugăm, înviorează-ne, Doamne, chiar dacă e la această seară, după o zi obositoare, te rugăm însă, Doamne, cuvântul Tău să fie viu și lucrător în inima noastră. Și lasă Duhul Sfânt să adie printre noi și să aducă mântuire acolo unde nu-i mântuire. Să aducă, Doamne, eliberare, să aducă, Doamne, pocăință și întărirea credinței. În numele Domnului Iisus te rugăm să ne asculți și să rămâi cu noi. Amin. Amin. Vă invit să ne ocupați locurile. Ne bucurăm că în această seară să putem să împărtășim împreună din ceea ce Domnul ne-a dat, atât prin cântare, poezie, cuvânt din partea Domnului și am venit să ne bucurăm cu dumneavoastră, să vă încurajăm și să ne încurajăm unii pe alții. Nu suntem mai buni decât dumneavoastră sau nu ne comparăm unii cu ceilalți pentru că nu-i loc de așa ceva. E locul în care să înțelegem că suntem frați unii cu alții, copii ai Domnului și în vremuri ca și acestea destul de tulburi, de grele, în care nesiguranța zilei de mâine, în care frământările și problemele vieții de zi cu zi, cât și cele de familie și chiar de biserică de multe ori, își pun amprenta pe viața noastră, pe trăirea noastră și ne confruntăm de multe ori cu dezamăgiri, descurajări. Așa cum spuneam și acum două săptămâni, aș vrea să aveți credința și curajul acesta să îndrăzniți lucruri mari de la Dumnezeu. Pentru că avem un Dumnezeu care a promis că nu ne lasă. Biserica e a Lui și porțile locuinței morților nu vor birui. Dar atunci spuneam acum două săptămâni că Dumnezeu e gata să facă lucruri mari în măsura în care noi suntem dispuși să ne facem partea noastră. Ca biserică aveți denumirea aceasta frumoasă care ar trebui într-adevăr să vă caracterizeze și trăirea și viața. Biserica biruința. Și fie ca biruința lui Iisus Hristos să fie și în sufletele dumneavoastră. Și biruința aceasta se vadă în orașul acesta, prin locul acesta, prin biserica de aici.
prin tot ceea ce Duhul Domnului va lucra în mijlocul adunării, chiar dacă poate, sunt și momente mai dificile, chiar dacă, ca și biserică, aveți frământările care le aveți, sunteți în căutarea unui slujitor și poate că sunt lucruri care fiecare le are în minte, se gândește ce va fi, cum va fi. Avem o nădejde în Dumnezeu, că Dumnezeu nu ne va lăsa. Amin. Că Dumnezeu va da biruință. Într-adevăr, există o meteahnă noastră și mai cu seamă a românilor, dar nu numai. Este aceea de a renunța așa de ușor. De a porni cu avânt în anumite activități și anumite lucruri, dar atunci când dăm de greu, repede dăm bir cu fugiții. Repede ne descurajăm, repede nu mai suntem gata să facem nimica și suntem tare dezamăgiți de tot ce ni se întâmplă și renunțăm. Renunțăm la proiecte mari, renunțăm la vise puternice, renunțăm la multe lucruri. Și poate că unii din adunare, poate în perioada aceasta, au obosit pe cale. Poate se gândesc că nu mai se poate cum a fost odată și sunt frământările acestea. Mesajul în această seară așa să fie pentru toți o încurajare și anume nu renunțați. Oricât ar fi de greu câteodată, nu renunțați. Pentru că avem un Dumnezeu care din toate încercările vieții noastre este gata să ne scoată, să ne ridice pe fiecare. Despre Apostolul Petru știm multe din Scriptură. Textul acesta, cât și altele, vorbesc despre acest mare om al lui Dumnezeu. Un om cu plusuri și minusuri. Un om cu suișuri și coborâșuri. Un om care a făcut mărturisiri ca nimeni altul. Dar un om care s-a confruntat cu ceea ce Hristos a trebuit să-i spună la un moment dat. Pentru faptul că n-a fost gata să accepte planurile lui Dumnezeu pentru viața lui. Un om care am putea să vorbim mult despre el. Un om care a avut eșecuri mari și le cunoaște toate eșecurile lui. Dar un om care ne lasă o pildă de viață. Un om care ne spune în seara aceasta, prin tot ceea ce trecem în viața aceasta, niciodată nu renunța. Nu renunța nici ca individ, nu renunța nici ca familie dacă ai probleme. Nu renunțați ca Biserica lui Hristos. Când dați de greu, când încă n-aveți răspunsul la rugăciuni, nu renunțați. Problema noastră este de multe ori aceea că ne lăsăm păgubași și renunțăm așa de repede. Nu uitați, Domnul ne-a creat o ființă deosebită. Suntem unici în universul acesta lui Dumnezeu. Nu uita că cele mai importante lucruri în lumea aceasta au fost realizate de oameni care au continuat să încerce când toți ceilalți au spus nu se poate. Au fost oameni care au zis cred și mă duc înainte. Și oamenii aceia au rămas în istorie ca oameni puternici când toți ceilalți au dezamăgit, când nu le-a dat nicio șansă, au fost oameni care au crezut în proiectele lor, au crezut în visele lor, au crezut în ceea ce Dumnezeu le-a spus și au continuat să lupte și au ieșit biruitori. Succesul, de fapt, nu e altceva și nu reprezintă altceva decât abilitatea aceea de a trece de la un eșec la altul fără să-ți pierzi entuziasmul. Și cu siguranță că trăim vremurile acestea în care entuziasmul se pierde, în care grija zilei de mâine, frica de boală, de toate lucrurile acestea își pune stăpânirea pe viața noastră. Mulți mor astăzi, nu neapărat de COVID sau de alte boli, mulți mor de frică. Mulți mor îmbolnăvindu-se de temeri, de fricile pe care le au în trupul lor și se deschid în fața tuturor bolilor, pentru că nu mai sunt gata să lupte împotriva acestor boli. Mulți eșuiază în viață și sunt persoane care n-au realizat poate niciodată sau poate au realizat, dar e prea târziu, cât de aproape au fost de succes dacă ar mai fi continuat un pas. Dacă ar mai fi fost gata să mai facă un pas. Ne oprim de multe ori considerând că nu se mai poate. Spunem, atât a fost, poate și ca biserică spuneți, vremurile care au fost odată n-o să mai fie, astea sunt vremurile, nu gândiți așa. Se poate să fie chiar mai bine decât atât. Dacă suntem gata să luptăm și să nu descurajăm. Dacă suntem gata să învățăm de la Petru, un om care a avut suișuri și coborâșuri, dar în toate situațiile prin care a trecut, ne lasă lecția aceasta. Niciodată omul acesta n-a renunțat. Oricât a fost de greu, n-a renunțat. Și asta e ideea care aș vrea să ne prindă în seara aceasta și ca biserică, ca și familii, ca fiecare în parte, indiferent care sunt situațiile prin care trecem, nu renunțăm niciodată. Pentru că avem un Dumnezeu care e credincios promisiunilor Lui și care a promis că nu ne lasă cu niciun chip.
De la omul acesta, de la Apostolul Petru, învățăm spiritul acesta de a nu renunța atunci când ai de greu, atunci când ai necazuri și ai probleme. Marea artă a vieții nu constă în a nu cădea niciodată. Marea artă a vieții constă în faptul să te ridici ori de câte ori cazi. Ori de câte ori ai necazuri și ai probleme, să nu rămâi acolo. Nu ești învins decât dacă refuzi lupta. Niciodată nu vei fi învins atât timp cât lupți. Pentru că nu lupți singur, lupți alături de Dumnezeu. Ca biserică luptăm alături de Dumnezeu și nu putem să dăm bir cu fugiții. Nu putem să spunem, nu se mai poate. Avem un Dumnezeu care a promis că va fi cu noi în toate zilele, până la sfârșitul viacurilor. Și El are toată puterea în cer și pe pământ. De aceea nu renunțați. Nu renunțați la visele care le aveți, la proiectele care le aveți, la gândurile frumoase care poate le puneți împreună, nu renunțați. Pentru că Domnul este gata să dea biruință. Nu sunt pierdute decât acele bătălii pe care niciodată nu le încep de frică. Doar acelea sunt pierdute. Dar atunci când ești gata să lupți pentru ceea ce crezi, poți merge înainte și Dumnezeu promite că dă biruință. Există și înfrângeri, dar înfrângerea niciodată nu trebuie să ne coboare, ci trebuie să ne înalțe. Și atunci când biserica trece prin momente grele, e momentul să strângem rândurile mai mult. Atunci când familia au probleme, soluția nu este să ne destrăbăm familiile, ci este să strângem rândurile, să luptăm și mai mult. Atunci când în viața noastră sunt necazuri, nu este să dăm bir cu fugiții, nu este să spunem nu se mai poate, ci să ne opintim să luptăm și mai mult, știind că Domnul este împreună cu noi. Când nu trebuie să renunți? Textul acesta, cât și altele pe care evangheliștii le relatează despre acest mare om al lui Dumnezeu, despre Apostolul Petru, ne dă trei lucruri pe care aș vrea să le învățăm în seara aceasta și care niciodată n-ar trebui să renunțăm în situațiile respective. În primul rând, nu renunța atunci când ai anumite frustrări și dezamăgiri și eșecuri în viață. Nu renunța. Textul acesta care l-am citit vorbește despre o întâmplare din viața ucenicilor cu Domnul Iisus Hristos. Pescari de meserie, oameni care se pricepeau în ale pescuitului, s-au dus să pescuiască și după o noapte întreagă n-au prins nimic. Dezamăgire mare, eșec pentru ei. Iar dimineața Iisus îi găsește pe țărm, își spălau brejele și lucrul acesta era în văzul lumii un lucru înjositor. Să te vadă alții că speli brejele și n-ai nimic în ele. Pentru niște oameni care erau de meserie pescari. Și Iisus Hristos face un lucru, le ia corabia lor. Locul acela în care ar fi putut ei să-și ascundă eșecul, să-și pună brejele în corabie și acolo jos undeva, să nu-i vadă nimeni ceea ce au pățit ei. Hristos le spune, dați-mi corabia. Și atunci în văzul lumii, pe malul mării, spălau brejele, n-aveau unde să-și ascundă eșecul, căderile lor, dezamăgirile lor. Și Hristos vine la ei să învețe lecția aceasta. Că și atunci când ai eșecuri în viață, și atunci când nu toate lucrurile merg cum ți-ai propus, și atunci când te crezi că le poți rezolva, dar se întâmplă să nu le poți rezolva, pentru că sunt lucruri care te depășesc, sunt situații care nu le putem controla, avem eșecuri de tot felul în viața noastră, nu-i momentul să renunțăm. Dacă renunțăm la lucrurile acestea, dacă renunțăm în momentele grele, niciodată nu vom realiza nimic. De aceea Biserica lui Hristos e chemată în momentele de dezamăgire, în momentele în care avem frustrări, în care spunem nu merge bine, poate lucrul acesta nu-i bun, poate frate aceștia nu pot să facă, nu renunțați niciodată. Pentru că nu-i locul de a renunța, nu-i momentul. Nici niciodată nu știm ce ne așteaptă peste o lună, peste două, dacă noi suntem gata încă să continuăm să luptăm. Pentru că indiferent de eșecurile care le avem în viață, avem un Dumnezeu care le știe acestea, le cunoaște eșecurile noastre, știe dezamăgirile pe care trecem și lui îi pasă de noi. Și momentele în care ucenicii erau în văzul lumii cu eșecul în față, poate alții râdeau de ei, Hristos vine la ei și le spune următorul lucru, aruncați mreaja pentru pescuire. Și pentru ca un om care totdeauna
Avea un cuvânt de spus. El spune, Domnul Iisus, Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Și ar fi putut să continue să spună, Doamne, ia lasă-ne în pace cu astea. Avem noi dezamăgirile noastre, mai vii și Tu să mai pui foc pe toată rana aceasta noastră. Dar El spune un singur lucru. La cuvântul Tău, voi arunca mreaja. Și asta mă învață că este un om care realizează că are un eșec. Și aici e punctul de plecare când avem astfel de eșecuri în viață. Să recunosc frustrarea. Să recunosc prin ce trec. Sunt oameni pe care am întâlnit cu eșecuri multe în viață, dar îi întreb de multe ori, cum ești? Și își ascund eșecul și spun, frate, sunt bine. Și știi clar că nu-i bine. De multe ori, ca biserici, facem lucrul acesta. Dar nu trebuie să ne ascundem după deget. Când avem eșecuri în viață, când avem frustrări din acestea, când suntem dezamăgiți de noi înșine sau de alții, trebuie să fim gata să recunoaștem starea prin care trecem. Pentru că de acolo pornește vindecarea. Cât timp nu recunoaștem prin ce trecem, cât considerăm că totul e ok, ca să ne ascundem de alții, să nu știe prin ce trecem, nu se rezolvă situațiile noastre. Ucenicii au trebuit să recunoască frustrarea lor. Hristos vine înaintea lor și le invită să arunce mreaja pentru pescuire și ei trebuie să recunoască toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Cel mai greu lucru pentru un om este să recunoască că nu a putut, că a avut eșecuri, că n-a reușit. Unii sunt tare bățoși și vor să arate că îi pot și se duc înainte cu frustrările lor, mascându-le cât pot, încercând să nu cunoască alții prin ce eșecuri trec. Și se adâncesc tot mai mult în descurajare. Se îmbolnăvesc până și trupește. Și ajung în depresii. Pentru că nu sunt gata să-și recunoască starea. Nu știu prin ce treci. Nu știu care sunt eșecurile vieții tale. Nu știu care sunt dezamăgirile în dreptul tău, a celor de lângă tine, a bisericii din care faci parte. Nu știu care sunt acestea. Dar, în primul rând, uită-te în viața ta și recunoaște starea înaintea lui Dumnezeu. Când ești gata să-ți recunoști starea, e al doilea pas care trebuie făcut. Ascultă de ce spune Dumnezeu. Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul Tău voi arunca mreaja. Eșecurile din viața noastră pot să se rezolve. Nu în capul de drum. Dar trebuie să ne le recunoaștem și trebuie să fim gata să intrăm în ascultare de voia lui Dumnezeu. Pentru că atunci când sunt gata să asculte cel ce știe și poate totul, el are soluții la toate problemele prin care eu trec. De aceea nu rămâneți în starea aceea de descurajare datorită unor eșecuri, unor dezamăgiri pe care le-ați avut și le aveți, poate de multă vreme, în viața mea voastră. Petru este omul care i-a fost greu să-și recunoască înfrângerea, i-a fost greu să-și recunoască eșecul, dar e gata să schimbe starea. E omul gata și dispus să facă ce-i spune Domnul. Și e gata să vină sincer să spună, Doamne, ne-am trudit, n-am prins nimic, asta suntem. Pescar de meserie, ne învață un tâmplar, dar suntem gata să ascultăm de el. Pentru că e mai mult decât un tâmplar. Mai mult decât fiul lui Iosif și a Mariei. Este Fiul lui Dumnezeu. Amin. El are soluții la problemele noastre. De aceea, când ai astfel de dezamăgiri, când ai astfel de frustrări, când nu-ți iasă lucrurile cum ai vrea, când ai proiectele tale și vezi că ți se năruie, nu renunța. Nu renunța niciodată. Fii sincer cu Domnul și cu tine, recunoaște-le. Recunoaște-le poate și în fața altora. Cere ajutor, dar ascultă-L pe Domnul, pentru că Dumnezeu are întotdeauna soluții la problemele noastre. Deci, când ești frustrat și dezamăgit, soluția nu este să dai înapoi. Soluția nu este să spui nu se poate. De multe ori asta facem și atunci ne lamentăm că nu se poate. Ne plângem de milă toată ziua și spunem asta a fost, nu se mai poate. Oare ca Biserica lui Hristos, Biserica Biruința, asta să însemne sfârșitul?
Nici vorba. De aceea, indiferent prin ce treceți, nu fiți descurajați. Nu fiți dezamăgiți. Poate lucrurile nu merg cum ați vrea să meargă. Poate că, în adevăr, nu sunt poate ceea ce trebuie să fie fiecare. Dar fiți sinceri cu Domnul. Recunoașteți starea înaintea Domnului și ascultați-L pe Domnul de fiecare dată. Amin. Apoi, în al doilea rând, nu renunța. Nu numai când ai frustrări și ai eșecuri din acestea în viață, cu toții le avem. Nu este om pe fața Pământului să nu întâmpine și astfel de momente ale eșecului, ale dezamăgirii, ale descurajării. Dar nu renunța nici măcar atunci când furtunile vieții, când problemele care într-adevăr te depășesc, sunt așa de puternice și îți vine să renunți și să te clatini și să nu mai știi ce trebuie să faci, nu renunța nici măcar atunci. Iisus Hristos era cu ucenicii pe mare și o furtună puternică s-a iscat din senin și ucenicii nu știau ce să mai facă. Iisus dormea, spre cuvântul Domnului. Ucenicii îl trezesc și spune: Doamne, nu-ți pasă că pierim? Și Hristos stă cu ei și le arată că se poate. Și atunci când sunt lucruri care ne depășesc, atunci când ne clătinăm și credința noastră se clatină, și atunci când simțim că ne fuge picioarele toate și pământul de sub picioare și nu știm ce trebuie să mai facem, nu renunța. Iisus Hristos venea pe mare. Și Petru e unul care aude de la Ioan cuvintele acestea: este Domnul. Și e gata să meargă spre Domnul și vorbește Domnului și spune: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Și Petru îndrăznește și face pași și la un moment dat începe să se clatine uitându-se la valuri. Și strigă către Domnul și Domnul îi izbăvește. Și poate că ai astfel de momente când simți că temeliile vieții tale se spulberă. Că talazurile și valurile trec peste viața ta. Când simți că parcă intri într-un caz în altul și parcă nu mai dai de capăt la probleme și la încercări. Nici atunci, niciodată să nu te bată gândul acesta, să renunți. Chiar dacă simți că valurile încep să te atingă și furtunile bat cu putere și vânturile se întețesc, nu renunța. Pentru un astfel de momente strigă către Domnul și Domnul e acolo să-i întindă o mână, să-l izbăvească. Un om care nu-i gata niciodată să renunțe, ci să meargă încă un pas cu Domnul. Să îndrăznească ce alții nu îndrăznesc. Chiar dacă sunt furtuni, chiar dacă sunt valuri, el spune: Doamne, văd valurile, văd furtunile, dacă Tu ești Fiul Dumnezeu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Și el merge pe ape cu Domnul. David și momentele de clătinare a credinței noastre, în care simțim că nu mai merg lucrurile, dar nu renunța niciodată. Soluția nu este să renunțăm. Soluția este când dăm de greu, când nu mai avem soluții, să strigăm către Domnul, cum a strigat Petru, și Domnul e acolo, îndată, să întindă mâna, să ne izbăvească pe fiecare. De aceea, nu-ți pierde nădejdea. Atunci când simți că talazurile și valurile trec peste viața ta, când nu mai poți face nimica, când simți că te confunzi în deznădejde, în probleme, în necazuri, nu renunța. Petru n-a renunțat. A văzut valurile, însă a îndrăznit să meargă spre Domnul. A avut și momente de slăbiciune, dar a fost omul care a îndrăznit să facă ce alții n-au făcut. Hristos nu l-a judecat pentru faptul că a fost cu nasul pe sus, că de ce a îndrăznit, l-a certat însă de faptul că n-a avut suficientă credință. Poți să avea eșecuri la un moment dat, poți să simți că ți se clatină pământul de sub picioare, dar oamenii mari ale Dumnezeu sunt oameni care în astfel de momente îndrăznesc și spun: se poate. Și când toți ceilalți spun: nu se mai poate, ei spun: nu se poate. Și ăștia sunt oameni care realizează lucruri mari. Sunt oameni care nu cedează, nu renunță niciodată. Și atunci când sunt valuri și sunt probleme, ei îndrăznesc lucruri mari. De aceea Petru este gata să-L proclame pe Iisus Hristos ca Fiul de Dumnezeu și recunoaște lucrul acesta. Și când ai momentele cele mai dificile în viață și când credința ta
e pusă la încercare și simți că nu mai ai nicio nădejde, privește la Hristos, El este Fiul lui Dumnezeu. Pune-ți încrederea în El și El nu te va dezamăgi. E acolo să-ți întindă mâna de fiecare dată. E acolo să fie alături de tine de fiecare dată. Nu renunța. Nu renunța. Nu renunța când ai eșecuri care câteodată depind de noi, câteodată poate nu depind de noi. Și de multe ori le considerăm că sunt ale noastre cele mai mari dezamăgirile, eșecurile în viață, uitând de faptul că alții au și mai mari dezamăgiri. Dar oricât de mare ar fi, de multe, nu renunța. Nu renunța nici atunci când credința ta e pusă în joc și simți că ți se clatină picioarele și simți că Dumnezeu parcă nu-ți mai răspunde la rugăciuni sau nu face cum ai vrea tu, nu-ți pierde nădejdea. Nu renunța. Chiar dacă sunt valuri și sunt probleme, îndrăznește cu Dumnezeu. Pentru că avem un Dumnezeu care e dincolo de COVID, e dincolo de dezamăgirile noastre, e dincolo de probleme, de nesiguranță a zilei de mâine. E un Dumnezeu același ieri, azi și în veci. Nu renunța. Nu renunța. Nu renunța când ai eșecuri, nu renunța când credința ți se clatină și te întrebi unde-i Dumnezeu, dacă mă mai iubește Dumnezeu, dacă mai are ochii Dumnezeu îndreptat spre biruința, dacă mai poate face ceva aici, dacă mai da Dumnezeu un slujitor aici, nu renunța când te bat astfel de gânduri. Continuă să lupți. Continuă să stai pe baricade. Continuă să vii la biserică. Continuă să postezi, să te rogi. E ușor să spune, mă duc la altă biserică. Mă duc unde-i mai bine. Stai și luptă. Amin. Stai și luptă. Că biruința va veni. Amin. Amin. Și dacă dumneavoastră veți fi uniți, Dumnezeu va da biruința. Amin. Și ea, momentul potrivit, va scoate și omul potrivit. Dar dincolo de un om, lucrarea nu stă într-un om. Lucrarea Domnului și pe umerii noștri a fiecăruia. Veți aștepta și așteptați un slujitor. Dacă îl veți împovora cu toate acel slujitor, îl veți doborâ. Dacă însă veți fi alături de el și veți lua poverile pe umerii lui și veți lucra împreună, va fi har și binecuvântare. Amin. Nu renunța. Și al treilea rând, nu renunța nici atunci când ai căzut în păcat și atunci când diavolul vine și spune nu mai este nicio soluție, nu vezi că nu poți, nu vezi că nu reușești, nu renunța. Petru a trecut prin toate fazele acestea. A făcut declarații uimitoare la adresa lui Hristos și a spus, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Hristos l-a lăudat pentru lucrul acesta. Apoi, pentru câteva minute mai târziu, Hristos îi spune apoi, a mea Satano. A avut experiențe minunate cu Domnul. A avut urcușuri și coborâșuri. A avut eșecuri. A avut când credința i-a fost pusă în joc. Dar a avut și momentele lui de cădere maximă. În care păcatul, lepădarea lui de Hristos, l-a doborât. Dar nici atunci nu s-a lăsat învins. Nici atunci n-a cedat. A ieșit afară și a plâns cu amar când s-a lepădat de Hristos și n-a făcut ce a făcut Iuda. Și a fost omul care a venit înspre Hristos cu starea lui. Am văzut atâția oameni care atunci când au căzut în păcate mi-au spus că a venit un gând în mintea lor că și așa n-are niciun rost și unii vor să-și pună chiar capăt zilelor. Alții renunță la luptă. Considerând că n-au să reușească, că nu pot. Unii nici nu vor să se pocăiască, tocmai poate de frica aceasta, că n-au putut și nu pot să țină. Că vor cădea. Și de aceea unii rămân în starea aceea. Petru a avut eșecul lui, a avut căderea lui, a avut lepădarea lui. Dar n-a rămas în starea aceea. S-a ridicat de acolo. A venit înspre Hristos.
Când a auzit că Iisus a înviat dintre cei morți, a fost unul dintre cei care a alergat la mormânt, pentru că a vrut să-și rezolve problema lui cu Hristos. Indiferent câte cădere avem în viață, indiferent câte păcate am săvârșit, indiferent în ce stare ne găsim în viața noastră, există soluție la toate problemele noastre. De aceea nu renunța să lupți, nu renunța să mergi mai departe. Cere ajutor de la Dumnezeu și Dumnezeu este gata să te întărească, să aducă biruință în luptele cu ispitele, cu poftele, cu păcatele ascunse pe care nimeni nu le știe decât tu și Dumnezeu. Nu renunța. Pentru că atunci când renunți, îi dai putere celui rău în viața ta. Și atunci El pune stăpânire pe viețile noastre. Petru a căzut pentru anumite motive, a subestimat vrăjmașul, a crezut că poate să-l învingă cu armele acestea. Și a zis de multe ori și a spus Domnul Iisus Hristos, Doamne, dacă toți te părăsesc, eu niciodată. S-a încrezut în El. Și ori de câte ori ne încredem în noi și nu veghem, și nu ne rugăm, cădem în ispită. Atunci când îl urmăm pe Hristos îndeaproape și ca și Petru undeva la foc, departe de Hristos stăm, e pericolul lepădării de El. Dar chiar dacă am ajuns până acolo, există încă soluția la Hristos. După înviere, Hristos stă cu ucenicii și după ce prânzește cu ei într-una din zile, se apropie de Petru și spune, Petre, mă iubești? Ce interesant că Iisus Hristos nu-i spune, Petre, îmi pare rău de tine, m-ai dezamăgit? N-ai nicio șansă să știi. Ai avut una și nu mai ai alta. Ți-am dat o șansă, nu mai ai alta. Nu, ci Hristos îi spune, mă iubești? Și Petru răspunde de fiecare dată, da, Doamne, știi că te iubesc. Și Hristos îi mai dă o șansă. Pentru că în ciuda falimentelor noastre, avem un Dumnezeu care e gata să ne ofere iertare. Un Dumnezeu care e gata să ne ridice. Un Dumnezeu care căruia îi pasă de noi. Un Dumnezeu care ne iubește așa de mult. În ochii oamenilor, când facem ceva rău, s-ar putea să ne dea deoparte, să nu mai însemnăm nimic pentru unii. Dar în ochii Domnului avem valoare. De ce nu renunța? Poate ești frate și soră în biserică și ai eșecurile tale și ai păcatele tale pe care numai tu le știi. Adu-le înaintea Domnului și nu renunța. Cere Domnului putere și biruință, pentru că Domnul este gata să te ajute în încercările vieții. Dar niciodată nu renunța. Oricât ar fi de greu, nu da bir cu fugiții, luptă mai departe. Indiferent că sunt eșecuri, poate mai mari sau mai mici, care nu afectează neapărat relația ta cu Dumnezeu, poate sunt eșecuri în afaceri, poate sunt eșecuri în alte situații și te simți dezamăgit și te simți descurajat, nu renunța. Luptă mai departe. Dar de multe ori poate că problemele prin care treci au de-a face cu credința ta în Dumnezeu, în care simți că îți fuge pământul de sub picioare și credința ta este pusă în joc. Nu renunța. E unul care totdeauna ne întinde mâna să ne întărească credința. Și atunci când suntem acolo jos în păcatele noastre și când plângem cu amar, e unul care vine să ne întrebe, mă iubești? De aceea nu renunțați. Poate a fost greu și este greu perioada aceasta pentru biserică. Poate în perioada aceasta unii au zis, nu mai duc. Sau mă duc în altă parte. Dacă încă sunteți aici, dacă încă ați ales să rămâneți în biserică, credeți că se poate. Amin. Luptați, nu renunțați. Și Domnul a promis că va aduce biruință El. Așa cum vă este numele, ca biserică, să gustați din nou din biruința Domnului. Amin. Să vă bucurați de ani frumoși, de har, de binecuvântare. Să vedeți oameni care vin aici și vor fi încurajați de ceea ce Domnul va lucra printre voi. Dar luptați pentru asta. Strângeți-vă cu toții de la copilul cel mai mic și până la omul cel mai în vârstă și luptați împreună pentru aceeași cauză. Și Domnul nu ne va lăsa cu niciun chip. Vă încurajez la lucrul acesta.
Nu știu câtă vreme va trece, până când toate lucrurile poate vor intra pe făgașul care trebuie și poate lucrurile vor merge, cum spuneți, că a mers poate altă dată. Dar nimic din toată perioada aceasta nu trebuie să vă împiedice să credeți, să continuați să slujiți, să continuați să luptați, să continuați să faceți ceea ce îi place Domnului. Pentru că toate frământările acestea vor lucra și lucrează împreună tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Așa că nu-i loc de a da înapoi, ci loc de a spune, mă duc înainte. Amin. Nu uitați mesajul de acum 2 săptămâni, când talpa piciorului lor a fost în Iordan. Atunci s-au deschis Iordanul. Doar atunci când aveți îndrăzneala să spuneți, în ciuda a ceea ce încă nu văd că se rezolvă lucrurile, eu totuși cred și îndrăznesc și stau aici. Amin. Și lupt. Amin. Și mă rog. Și mă unesc cu frații pentru același scop. Și lăsăm deoparte diferențele și luptăm pentru aceeași cauză, ca Iisus să triumfe în adunare. Amin. Și El să poarte de grijă bisericii sale. Mă rog ca Dumnezeu să vă întărească credința, să ne ajute să nu fim din aceia care dau înapoi ca să se piardă. Noi suntem din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Pentru că dacă dăm înapoi, sufletul lui nu-și găsește plăcerea în noi. Trăim vremuri când mulți oameni cedează. Cedează la presiuni, cedează la încercări. Sunt oameni dezamăgiți, descurajați, oameni care nu mai vor să facă nimic. Copiii Domnului nu trebuie să cedeze. Copiii Domnului trebuie să lupte. Amin. Pentru că Domnul e de partea noastră. Amin. De aceea îndrăzniți lucruri mari cu Domnul în continuare. Luptați pentru voi, pentru copiii voștri, pentru biserica Domnului. Luptați! Și Domnul vă va întări. El va auzi strigătul. El va răspunde din cerul său înalt. Mă rog ca Dumnezeu să întărească și biserica Biruința, și biserica Diseii și toți credincioșii. Și în vremuri ca și acestea să arătăm că noi avem un Dumnezeu puternic. Dacă ne plângem ca și ceilalți, dacă nu avem nădejde cum n-au cei mai mulți, care e deosebirea între noi și ei? Domnul ne vrea să fim altfel. De aceea haideți să arătăm că am venit la biserica Biruința și plecăm de aici biruitor cu Domnul. Amin. Și săptămâna aceasta îndrăznim lucruri mari cu Domnul și continuăm să ne rugăm și să cerem de la Domnul lucruri mari, că Domnul le poate aduce. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. El să vă întărească credința. Amin. El să vă sprijinească cu Duhul Lui. Amin. Fiți biruitor cu Domnul. Amin. Și a Lui să fie slava în veci de veci. Amin. 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 Știu că frații mai au...